Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din mașină a coborât un grup hotărât de polițiști care, sub conducerea unui comisar pe nume Ionuț Harbuz, au pătruns în școală și, fără a prezenta vreun mandat, s-au răspândit prin clase, au oprit orele de curs, au ridicat elevii în picioare și au început să îi percheziționeze corporal, cerându-le să scoată și tot ce aveau prin ghiozdane și să pună pe bănci. Directoarei școlii, care, potrivit publicației fanatic.ro, care documentează cazul, deci directoarea școlii nu fusese informată despre această acțiune, ei bine, ei nu i s-a permis accesul în spațiile în care polițiștii percheziționau copiii aflați în clasele 5-8, deci vorbim de copii de 10 ani, 11 ani. Alertată, i-a sunat totuși la inspectoratul școlar, întrebând ce se petrece. Aparent, polițiștii au fost sunați apoi de la inspectorat, ceea ce i-ar fi iritat și mai rău și a dus într-un final la încheierea întregii operațiuni, scrie aceeași publicație. Nici părinții nu au fost informați de această acțiune, nici un părinte sau tutor legal nu a fost prezent la percheziționarea copiilor și, evident, niciun avocat, nu s-a văzut niciun mandat. Totul parcă vine de undeva, dintr-un stand, din Românistan, cam așa toată acțiunea asta. Mai mult, martorii relatează că acțiunea polițiștilor s-a desfășurat, citez, pe un ton autoritar, la intimidare, fără a prezenta motivele acțiunii și fără pic de empatie pentru copii. În momentul în care îți cer să-mi arăți ce ai în buzunare, sub amenințarea ulterioară că spun că tușe și zgolesc eu buzunarele dacă nu faci tu de bunăvoie, este fix o percheziție corporală. Copiii au fost percheziționați corporal, spune un avocat. Ceea ce se face în anumite condiții legale și potrivit anumitor reguli, nu după cum vrea fiecare tablagiu. Unii dintre copii s-au speriat, evident, iar unii părinți s-au arătat ulterior revoltați de modul în care a descins comisarul Harbuz în sălile de clasă. Unii dintre copii, de altfel, care suferă de tulburări de spectru autistic, s-a făcut rău. Iar martorii spun că acest comisar ar fi continuat să-l provoace și să-l înfrunte, deși era clar că nu e în regulă, copilul nu e în regulă. Alte părinte relatează, citez, copilul a venit acasă și mi-a spus că mai mulți polițiști au intrat în clasă în timpul primei ore și i-au controlat în ghiozdane. Mi-a zis că s-a speriat foarte rău pentru că au intrat mulți în clasă și nu le-au spus ce urmează să facă. Pur și simplu i-au spus să scoată ce au în ghiozdane, apoi au căutat ei. A crezut că îi arestează, are numai 12 ani, relatează un părinte. Alt părinte spune cum copilul lui a fost atât de intimidat încât i-a povestit că i-a fost și frică să se uite înspre spatele clasei unde s-au dus doi dintre polițiști, că s-au desfășurat ca la carte, adică s-au dus în spate și în față ca să împresureze copiii și că i-a fost atât de frică încât nici a cutezat să miște. Ce căutau polițiștii? Obiecte periculoase, spune la un moment dat un polițist, dar în baza cărui mandat? Cu ce drept percheziționau niște copii fără mandat, fără părinți de față, fără reprezentant legal? Și ce înseamnă obiect periculos în accepțiunea comisarului Harbuz? Habar n-avem. Iată ce spune un alt părinte citat de publicația fanatic.ro. Copilul meu avea un compas în penar. Ce anume aveau de gând să facă dacă îl găseau? Să-i pună cătușe, să-l ducă la secție? De ce n-au permis polițiștii accesul conducerii școlii la acțiune? Nu știm, nu există explicații. Contactat de jurnaliștii de la fanatic.ro, comisarul Harbuz de la IPJ Ilfov a refuzat să dea explicații și i-a trimis la purtătorul de cuvânt al instituției. Și ziariștii insistă, nu vă supărați, dar dumneavoastră ați fost la acțiune, explicați-ne niște lucruri direct. Nu, eu o să-i dau explicații purtătorului de cuvânt și mai departe vă explică ăla dacă vrea, zice Harbuz. E foarte convenabil, nu? Adică comiți un abuz, dar nu dai nicio explicație, te ascunzi după scuze birocratice. Ce rușine a ajuns poliția? Și rușinoasă este și reacția inspectoratului școlar din Ilfov, care în urma acestei acțiuni, fără nicio noimă, a unor polițiști care au descins în sălile de clase și au început să percheziționeze corporal copii, a recomandat doar că, și citez, pe viitor elevilor să li se explice cu calm rolul verificărilor și să beneficieze de un tratament prudent. Așa, domnul inspector general, sau doamna inspector general, că nu știu cine e, mângâiați-i pe Harbuz, că asta o să-i învețe minte pe polițiști să nu se mai comporte cum se comportă. Aș vrea să văd pe șeful de la inspectoratul școlar cum recomandă el polițiștilor care îl perichiziționează fără mandat și fără avocat și în afara regulilor să, cum zice, să practice un tratament prudent data viitoare și să li se explice mai cu calm rolul verificărilor. Avocații consultați spun că acțiunea este evident un abuz cras. Un abuz în serviciu, de altfel, așa și pare. Și eu, unul personal, cred că dacă vreunul dintre părinți se hotărăște să dea în judecată poliția, domnul Harbuz o să-și ia peste tărtăcuță. Juridic vorbind, nu altfel, evident.
Pentru că, da, poliția are dreptul să facă controle corporale în cazul în care există însă suspiciunea unei infracțiuni iminente. Adică, dacă ești violent pe stradă, dacă comiți scandal, și atenție, are dreptul, dar n-am văzut poliția să intervină prea des, că vedem periodic filmări când stau și cască gura la astfel de incidente. Deci, legalmente vorbind, dacă ești violent pe stradă, intervine echipajul, te pune la pământ, te pune jos și te percheziționează să n-ai cuțite sau arme de foc la tine. Dar, așa cum foarte corect observă juriștii, poliția nu poate percheziționa clase întregi de minori, așa că poate pică ceva, poate găsește ceva prin ghiozdane. Oprește totul într-o zi și ia, scoate-ți că poate cine știe, apare ceva sau nu apare. Nu așa funcționează autoritatea, organele de drept, într-un stat de drept, organele de ordine într-un stat de drept. Adică, statul are monopolul violenței, dar îl exercită violența împotriva cetățenilor la nevoie și cu justificare. Nu așa ne oprim, cum ar fi aici, intră poliția și, a, știi, treceam pe aici, prin zonă. Ia scoateți toți ce aveți voi de prin gen și nu știu ce. Crezi că domnul Harbuț ar fi implicat la fel săptămâna trecută în cazul ăla cu Mercedes? Iată. La băiatul ăla? Bun, da. Adică nu am văzut astfel de descinderi neregulamentare în cazul unor mari corupții. Suspectați, nu măcar ăia suspectați pe baza unor cercetări penale, mandate judecătorești și așa mai departe. Acolo sunt foarte prudenți, nu prea se bagă la mari corupți. Bă, dar la copii de 11 ani, ea intimidează. Păi intimidează, mă, nu vă e rușine să vă fie? Mi se pare scandalos. Da, evident că în școli sunt probleme, trebuie verificată starea de securitate de acolo, să nu apară incidente, Doamne ferește, slavă cerului, nu au apărut. Sunt importante lucrurile astea, dar ele nu se fac așa, fără cap. Descinde poliția și intimidează copii de 11 ani. Cum e posibil așa ceva? Și încă o dată, bun, chiar după această acțiune, polițiștii trebuiau, potrivit legii, să predea direcțiunii școlii un proces verbal al acțiunii, o copie a procesului verbal de percheziție, să facă actele cuvenite, să explice despre ce este vorba, ceea ce nu s-a întâmplat. Înțelege cineva cam... cum se comportă, de ce a ajuns poliția să se comporte în felul ăsta într-un județ al României, ce-i porcăria asta? E o anchetă acum la IPJ Ilfov, să vedem ce se întâmplă, dar serios vorbind, nu poți să permiți abuzuri ale organelor de ordine în numele asigurării siguranței copiilor, da? Că în felul ăsta o să ajunge la o grămadă de porcării. Astea sunt comportamente care trebuie tăiate, curmate din fașă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.